La galele Local Combat, alături de cel mai bun lucrător român al tuturor timpurilor, și îmi asum că spun acest lucru, pentru că rezultatele vorbesc de la sine. Daniel, cum e în România? Frumos, chiar mi-era dor de România, dar cel mai dur mi-e să lupt în România. Chiar a fost o perioadă destul de lungă, de vreo 2 ani jumate, aproape 3 ani, în care n-am luptat și chiar mi-e dor să lupt în România, alături de sportivi consacrați de la noi. Poate... Nu știu, asta depinde de domnul Eduard Eremia, la ce concluzie va ajunge cu managerul meu pentru a lupta în România. Dar cu siguranță anul cred că va fi un meci Daniel Ghiță în România. Acum nu știu cu cine va fi, dar important că va fi un meci frumos și spectaculos pentru toți iubitorii sportului. Și tu pe cine ți-ai dorit să aduci în România împotriva ta? Tot ce e mai bun. Te numești campion dacă ești între campion, sau câștigi în fața campionului. Mi-aș dori să câștig și să fie, să fie luptător consacrat și luptător bun, în care să arătăm un spectacol și un show pentru fanii acestui sport. Bine, acum am aflat ce se va întâmpla în viitorul tău de sportiv. Spune-ne cum e să fii tată. Da, asta ne interesează cu adevărat. E bine, ce să zic eu, e frumos, e un moment unic în viață, dar e puțin dificil, pentru că sunt momente în care și soția și nu rezistă și presiunii pe care are băiatul, adică, să zic, cum zice ea, că e cam Duracell. Adică are o energie fantastică și de dimineață până seara să îi place să se joace. În momentul când doarme o oră, după aceea se trezește și tot vorbește să se joace cu el. Ce să zic, eu am schimbat și pepul și scutece, e frumos, ce să zic. Aseară nu prea m-a lăsat să dorm. Am dormit cu el și nu prea m-a lăsat să dorm din cauza că se trezește de pe primul pauză de noapte din cauza dinților, că ies dinții acum. E și doi, e un nepuraș care e jos. Ce e frumos, e un moment frumos și unic în viață, cred că majoritatea care au copii și-au dat seama de asta. Am auzit vorbindu-se de tine foarte bine, că de văzut nu prea te mai vedem în ultima vreme, am auzit vorbindu-se de tine foarte bine la galele UFC. Toată lumea te prezinte ca fiind The Great Daniel Ghiță. Vreo legătură cu UFC-ul pentru viitor? Da, am o șansă. Acum nu știu de ce să zic, important să fiu sănătos, important ca familia să fie sănătoasă și în același timp am avut să meargă strună. Am antrenat cu luptătorul din UFC, cum e Steph, luptător foarte consacrat, cu un talent de UFC, precum și cu Alexandru Morim, am antrenat în ultima perioadă, până să plece în America și chiar a fost o plăcere să fac lucrurile. Că se vede diferența, adică se vede diferența. Chiar aș vrea să fac o șpare, chiar aș vrea să ajut cum să mă primească în sala lui. Mi-a făcut și o ofertă, dacă am de gând vreodată să lupt în UFC, să binevenit. Acum se vede ce se va întâmpla și cu cea mai mare plăcere va fi acolo. Daniel, Uftelec, să-ți urăm multă baftă, mulțumim pentru interviu, sărbători fericite și să fii un tată fericit. Mulțumesc și vouă și tuturor fanilor și cei care mă susțin. Sărbători fericite și mai mult.